Statul se implică în impulsionarea tinerilor până în 35 de ani care doresc să pornească o afacere pe cont propriu. În zadar se pare. În Mehedinți, doar un singur aplicant a fost acceptat pentru evaluare. Pentru a intra în acest program, după înregistrarea firmei la Registrul Comerțului, au obligația de a notifica Oficiul Teritorial Craiova cu privire la înființare. La nivelul județului Mehedinți s-a înregistrat la înființarea în Registrul Comerțului un număr de 10 SRL-D. Și un singur aplicant care și-a depus planul de afaceri pe site-ul nostru www.ipp.mm. Deci un singur aplicant s-a înregistrat cu planul de afaceri. Restul de noi s-au înregistrat, ne-au notificat, dar n-au depus încă planul de afaceri. Din februarie 2011, de când a fost demarat programul 10.000 de euro, în baza de date a Oficiului Registrului Comerțului Județean Mehedinți, figurează doar 10 firme nou înființate. Ca și solicitări privind ordonanța 6 pe 2011, care permite întreprinzătorilor debutanți să aibă niște facilități, am avut 10 solicitări și am și înregistrat 10 firme, așa zise SRLD. Mai există 8 solicitări privind rezervarea disponibilității firmei, dar pe parcurs probabil nu știm câți dintre acești întreprinzători vor veni să și finalizeze înregistrarea dosarelor. Deși bugetul pentru acest an este de 21 de milioane de lei, sunt puțini cei care se gândesc să își deschidă o afacere cu ajutorul banilor de la stat. Cauzele sunt diverse. Păi nu știe ce să facă cu ei, domnișoară. Asta e toată treaba. La nivel de țară au fost depuse peste 500 de planuri de afaceri în cadrul acestui program. Deocamdată în Mehedinți un singur dosar ar putea avea șanse să fie finanțat, bineînțeles dacă se va încadra în cerințele impuse de statul român.